Numai puțin de 200 de elevi din cadrul școlilor gimnaziale din Poboru, Spineni, Găneasa, Piatra Olt, Pleșoiu, Scornicești, sub stricta îndrumare a reprezentanților direcției silvice, au plantat astăzi tot atâția puieți de gârniță. În cadrul proiectului sunt și acțiuni de renaturare, de revenire la specia de bază, specia naturală specifică stațiunii din Saca Opteșani. Această specie este gârnița, în suprafața unde suntem acum. A fost o plantație de salcâm. Salcâmul este o specie introdusă artificial și trebuie înlocuită și revenit la specia de bază. Este o specie de stejar adaptată sezonelor uscate, unui climat secetos. Vara aici nu plouă, pământul crapă de secetă, dar dintre stejari acesta este special adaptat acestui mediu deosebit de dur. În cadrul proiectului Conservarea Biodiversității în județul Olt sunt vizate 7 arii protejate: Pădurea Călugărească, Drăgănești, Stoicănești, Radomirești, Pădurea Saru, Pădurea Seaca, Opteșani și Topana. Credem că prin această inițiativă cei participanți devin conștienți asupra importanței protejării și conservării pădurii, care reprezintă aurul verde al planetei. Fie că au plantat pentru prima dată un copăcel sau aveau deja experiență, copiii știu că o viață sănătoasă depinde de un aer curat. Este foarte importantă pentru oamenii din România. De ce? Pentru aer. Pe noi pădurea ne ajută pentru sănătate. Mie acțiunea aceasta mi se pare foarte bună pentru sănătatea oamenilor. Pentru că pomii fac un aer mai proaspăt. Și ne revigorează aerul proaspăt și ne ajută să fim mai vioi în activități. Tinerilor li s-a alăturat și primarul comunei Poboru. Întotdeauna am susținut astfel de evenimente. Mă bucur foarte mult că acest eveniment are loc pe raza localității Poboru. Până la urmă, ce înseamnă viața? Înseamnă o natură sănătoasă, o apă sănătoasă, o hrană sănătoasă. Partener al proiectului este Asociația Gândește Verde și Direcția Silvică Olt, dar s-a bucurat și de sprijinul Agenției pentru Protecția Mediului Olt și Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Delta Dunării Tulcea.